Astăzi avem un subiect care, sincer, îmi place tare mult. Vreau să spun, când am început, mă gândeam, bă, ce o să vorbesc eu despre treaba asta. Și vreau să spun că am ajuns la întrebarea 40 și încă nu am terminat ce aveam de spus. Și subiectul este cuvântul. Știți, nu ne dăm seama de importanța cuvântului și avem obicei să aruncăm cuvinte. Mama mea este odată când eram mic și mi-a zis așa și, mă rog, mai scap și eu în bălării, da? Dar era are cum am zis. Dar mama mea este așa, zice, Dragoș, e o expresie care spune ceea ce greșești cu cuvântul, nu mai repar cu fapta. Și cam așa e. Dar suntem oameni, suntem supuși greșeli. Bun. Și subiectul de astăzi este cuvântul. Dom'le, ce este cuvântul? Și o să plec de la ușorul meu. Am doi oameni, da? Și în mintea omului meu se naște un gând. În momentul în care îl traduc prin limbajul vorbirii și le emit pe gurița asta, mă rog, eu îmi cer scuze că am un talent extraordinar la desen, dar mă rog, ăsta este omulețul meu și ăsta este gura lui, da? Și aici apare un cuvânt. Nu știu ce zicem noi prima oară, întâia dată pentru prima oară. Să zicem mamă. Bun. Și atunci, pot să analizez acest cuvânt ca fiind o energie. Cuvântul este informație și energie. El conține programe și energie. Informație și energie. Care se duce de la un om și ajunge la alt om. Da? Asta este cuvântul. O energie. Și cum se spune, apropo de, mie mi-a plăcut foarte mult cum începe nu știu, una dintre Evanghelii, da? La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Asta înseamnă că cuvântul nu era încă o manifestare, deci nu era în plan material, exista ca informație și ca energie, exista Dumnezeu. Da? Deci cuvântul inițial era Dumnezeu. De ce e important cuvântul? Dom'le, cuvântul e foarte important pentru că cuvântul presupune transmiterea de idei, transmiterea de sentimente, transmiterea de instincte, transmiterea de informații. Limbajul ăsta verbal e foarte important pentru ca să ne face să ne înțelegem unii cu alții. De ce nu ne înțelegem telepatic? Pentru că pe planeta asta s-a decis să folosim ca și modalitate de cum se cheamă? De relaționare, de înțelegere între noi, cuvântul. În ce mod poate influența cuvântul părinților pe copii? Foarte mult. De ce? Păi foarte simplu. În momentul în care părintele vorbește unui copil și transmite informații pozitive și îi cum să vă zic eu, vorbește frumos și îi exprimă lucruri frumoase, evident, energiile alea o să intre în câmpuri și o să rămână acolo, în câmpurile copilului. Evident, și ca să dau un exemplu, există la cartea lui Masaru Emoto, parcă. Nu mai știu exact cum se scrie. Un japonez care a scris mesaj ascuns în apă și care a demonstrat că cuvântul are capacitatea de a transmuta moleculele de apă
care la un moment dat când cristalizează, se cristalizează într-un anume fel. Adică frumos, mai frumos, mai puțin frumos. Există o rusoaică care a dat un premiu special la un congres de diabetologie și care a demonstrat că structura mâncării se schimbă după binecuvântare. Deci cuvântul este foarte important în schimbarea structurii noastre. Deci automat un copil care crește cu cuvinte frumoase va crește altfel decât unul care crește cu cuvinte urâte. Evident că un copil care va crește cu povești frumoase va crește altfel decât unul care va crește cu povești urâte. Evident că un copil care va crește cu desene animate frumoase va crește altfel decât unul care va crește cu desene animate urâte. Se poate întâmpla ca folosirea greșită a cuvântului să creeze iadul pe pământ? Absolut da. Cuvântul e o poartă. Cuvântul conectează. Universul ăsta merge pe principiul similitudinii, pe principiul rezonanței. Deci dacă eu spun Dumnezeu și Iisus și Maica și Sfinți, mă conectez la ce? Eu n-am o problemă să scriu despre. Dacă eu vorbesc despre Lucifer, iad, demon, mă conectez la ea. Deci, automat, cuvântul pe care îl folosesc, mă conectează acolo unde îl folosesc. De asta rugăciunea conectează la Dumnezeu. De asta, cum se cheamă, invocările satanice presupun folosirea cuvintelor negative. Nu o să dau exemplu de invocări satanice. Nu o să vorbim despre rugăciune, că nu am nicio intenție să învăț pe nimeni să cheme demonul. Dar, un cuvânt bun conectează la Dumnezeu, un cuvânt rău conectează la demon. Sunt cuvinte care nici măcar nu trebuie să folosite. N-am zis, eu am văzut-o la cineva, nu mai știu la cine, la un părinte parcă, cum ar fi demon, nu pot, nu vreau, n-am timp, adică chestii, negații care și cuvinte care sunt negative prin esență și conectează la negativ. Sunt cuvinte pe care nici măcar n-ar trebui să le avem în vocabular. Da? Asta este o demonstrație. De asta folosesc. În general, mă evit să folosesc cuvinte de vibrație joasă. Există momente în care vreau să mă încarc cu vibrație joasă. Corect. Și atunci ascult paraziții necenzurat. Și mă duc la minus 40. Corect. Mă duc la sală, la box. Corect. Vreau să mă încarc negativ. Da. Dar mă duc acolo. Mă duc la terapie. Pun Sarah Brightman. Pun acatiste. Nu dorm la minus 40. Da? Pentru că o energie de tipul ăsta îți distruge structurile, îți distruge corpul. Un cuvânt negativ poate să se transforme în blestem? Absolut da. E vorba de intenție și de direcție. În momentul în care, deci un blestem, un cuvânt se transformă în blestem în momentul în care el vine din suflet și are o conotație și o direcție. Da? Să-ți dea Dumnezeu să-ți se întâmple că și pui și suflet acolo. Automat, aia capătă conotație negativă și sufletească. Nu o să spun de ce și cum, da. Blestemul presupune o energie care este și a mea. În momentul în care eu blestem pe cineva, să n-ai parte de să ți se întâmplă să ai, automat este o energie pe care eu o bag în acea energie. Gândiți-vă că în loc de mamă zic altceva. Și energia asta pleacă, da? Și se duce în partea asta. Dar ea nu va avea informații și energie ale mele care le-am creat. Deci un blestem are și energia și informația mea. Și la un moment dat va trebui să anihilez inclusiv blestemele pe care le-am făcut eu vreodată. Căți blesteme, căci jurăminte, că asta va trebui să le anihilez, pentru că ele mă afectează inclusiv pe mine, dacă nu acum, în altă viață, dacă nu pe mine, pe copiii mei. Ce face ca unii oameni să fie mai rezistenți la cuvinte negative, proiecții și blesteme? Nu e. Puterea interioară a unui om este dată de mai multe. Și am vorbit de asta, da? Puterea interioară a unui om este dată de vârsta astrală, este dată de capacitatea, deci de piept, deci de
nu-mi vine în minte. Mă rog, capacitățile info-energetice, concentrate. Mai este dată de numărul de îngeri sau de numărul de demoni. Asta e în funcție de inițiile care se fac pe lumină sau pentru noi. Deci sunt multe caracteristici. Este dată de suflet, de cât suflet pui în această proiecție. Deci de multe caracteristici. Ei, evident fiecare om în funcție de inițierea lui, cunoașterea lui, are o putere mai mare sau mai mică. O crește în timp, o dezvoltă și atunci va fi mai puțin sau mai mult vulnerabil la cum se cheamă? La influențele altora. Cum să vă zic eu? Statutul de vedetă e foarte greu. De ce? Pentru că, de exemplu, proiectează mai mulți oameni pe tine. Și zic despre tine că ești într-un lume vechi, chiar dacă nu ești cunoscut. Aia formează o energie care la un moment dat determină. De asta se spune că omul este format din ceea ce cred, ce cred alții, ceea ce crede el însuși, și ceea ce este în realitate. Deci astea trei lucruri determină un om. Da? Imaginați-vă că o divă dacă proiectează o grămadă de oameni că e curvă. Ce va trebui? Va crea o formă din care va face treaba. Pentru că va fi mai puternică de etică. De asta nu rezistă cuplurile care sunt ieșite în afară. Pentru că se proiectează foarte mult pe ele. Da? Ce credeți? Dar crede lumea despre tine. Că ești rău. Că ești aia. Te determină. Deci foarte importantă imaginea pe care ți-o creezi la ceilalți oameni. Pentru că aia te face să te manifesti într-un fel. De asta oamenii ar trebui să fie crescuți să fie staruri. Dacă un om apare prea devreme în față, îl distruge propria notorietate. Pentru că nu e stare să o ducă. Când proiectează prea mult geam, trebuie să fie de foarte bună calitate, trebuie să fie cum să zic eu, foarte puternic, să nu te distrugă propria ta celebritate. De fapt, atunci îți dă seama un om dacă e de valoare. Pentru că în momentul în care vine energia și atunci îți determină și face. Ceea ce crede el însuși. Păi dacă el crede despre el că e prost sau că e slab sau că nu poate, evident că nu va putea. Dacă el crede despre el însuși că e incapabil, că e, eu știu cum, evident, așa va fi. Pentru că ceea ce crede el nu va determina din interior. Și ceea ce este el în realitate, asta știe doar Dumnezeu. Sau se află prin analiză personală. Da? Suntem toate cele trei la un loc. E o sumă. Care este legătura între magie, farmece, blesteme și cuvânt? Doamne, cuvântul are capacitatea de a lega, de a dezlega, de a vindeca, de a distruge. Deci, atât de puternic. Nu există farmece și blesteme fără cuvânt. Nu există farmece și blesteme. Sau nu există magie fără cuvânt și fără invocări. Nu există ritual alb. Adică nu există ritual creștin fără cuvânt. Masul să facem tăcere? Să plimbă popia și spune în gând ceva? Sau că există cuvinte care sunt în taină, sunt între om și Dumnezeu. Da. Dar în general, toate ritualurile care se fac, că e de magie albă, că e de magie neagră, presupun cuvântul. Într-un sens pozitiv, magia albă, într-un sens negativ, magia neagră. Dar aici apare tot intenția și tot cuvântul. Pentru că magia neagră poți să faci și cu Sfânta Liturghie. Da? Nu se mai face pe la noi. Bine! Nu e vina liturghiei și nici că sunt în Ioan Prădeau și nici nu vă simți amare ce fac unii preoți. Cum creează? Deci există o sensă legătură între cuvânt și tot ce ține de magie și spiritualitate. Invocarea Arhanghelului Mihail nu o fac prin cuvânt? Sau a Arhanghelului Gabriel? Eu m-am auzit, mă rog, am văzut întrebarea asta și răspund.
cum creează și cum distruge cuvântul. Foarte frumos. În momentul în care asta este un cuvânt negativ și îl adresezi unei persoane, ce se întâmplă cu bula asta? Se va duce pe persoana asta, care va rămâne în ea. Negativ. Doamne, nu e foarte drăguț, dar asta e realitatea. Când eram mic, eu mi-am mai luat de la tata, că eram cam nebunat. Și mama nu m-a apărat. Evident că... Vreau să vă spun că am devenit o terapeută, aveam 35 de ani, doamna mama a făcut o infecție urinară. Și m-am dus să-i fac terapie. Și când am început să-i fac terapie și am început să o curăț, mi-am găsit gânduri de ale mele din copilărie când o condamnam că nu mă apără de tata. Că mă încearcă tata. Deci atât are puterea de mare gândul. Dar păi cuvântul. Și gândul este o energie. În momentul în care... Deci imaginați-vă că gândul este o energie, da? Păi dacă la energia asta mai adaug și energia aparatului vorbirii, nu înseamnă că asta se face așa? Nu înseamnă că cuvântul amplifică gândul? În planul material? Deci acolo erau doar gândurile mele relativ la supărări. Atât? Era altceva. Un cuvânt negativ adresat unui om se consideră atac energetic? Nu e chiar așa. Pentru că dacă te gândești negativ la cineva, nu înseamnă că este propus un atac energetic. Nu vrei să-l ataci. Dar simplu fapt de a gândi negativ la un om emite o energie care afectează câmpul omului respectiv. Dar totodată creează un string între tine și omul respectiv. Orice spui negativ vis-a-vis de un om, orice gând negativ ai vis-a-vis de un om, creează un string între tine și omul respectiv. Deci e proastă, e dută, e cum e, urâtă, e. Și după aceea te întrebi de ce e lângă tine. Vorbești de drag? Îți vine la ușă. Noi creăm asta. Un proverb indian spune: o problemă încetează să mai fie o problemă în momentul în care refuz să mai gândesc la ea. Foarte simplu. Eu cred stringul. În momentul în care mă gândesc. Eu nu mă gândesc. Refuz. Eu știu să am învățat să-mi coordonez mintea. Și dacă nu vreau, nu mă gândesc într-un loc. Poate se gândesc alții. Dar eu nu. Un cuvânt negativ adresat unui om ne afectează și pe noi? Dacă da, în ce mod? Am arătat cum. Simplul meu gând, trimis în partea alta, ajunge ca un punct în câmpurile lui. Automat le creez stringul. Automat eu creat energie negativă a omului respectiv. Și din karma lui. În momentul în care eu judec un om, sau eu blamez un om, sau eu desconsider un om, automat îi creau din problemele lui. Pentru că eu mă conectez la el. Ce efect are rugăciunea prin folosirea cuvintelor altor sfinți? Noi, da, asta e o întrebare bună. Am fost, la un moment dat, întrebat cum e mai bine să ne rugăm de la noi sau să folosim rugăciunea sfinților altor sfinți, acatistul Sfântului Nicolae, acatistul de mulțumire. Dom'le, e foarte bine să folosești rugăciunea ta. Mi-a venit o doamnă la mine. Domnul doctor, eu citesc acatiste, dar nu știu de ce așa m-am plictisit. Și am zis, Doamne, zic, vă place luceafărul? Da. Doamne, zic, o să vi-l recit de 3 ori pe zi, timp de 3 luni. Ce pare aveți? Rezistat? Și a zis, nu. Eu zic, așa e și relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este relație de iubire. Dumneavoastră, dacă ați fi femeie și ar fi un bărbat și v-ar recita numai poezii scrise de alții, dar nu v-ar zice nimic de la el. Ce va de la el? Dar v-ar zice și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Dar nu așa, cum ar zice nimic de la el. V-ar plăcea? Zice, nu. Așa e și relația cu Dumnezeu. Și atunci, sunt foarte bune rugăciunile făcute de alți sfinți. De ce? Pentru că ele conectează la momentul la care le-au scris, când erau sfinți. Ele conectează la nivelul la care au ajuns sfinții respectiv. Și asta poate să fie un nivel foarte mare. Și automat, în momentul
acolo folosesc rugăciunea Sfântului Vasile, deschid poarta până la nivelul Sfântului Vasile. Dacă citesc rugăciunea Acatistului Slavă de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, mă conectez la nivelul respectiv. Dom'le, dar după aia nu trebuie să vorbesc cu Dumnezeu? Nu e momentul rugăciunii și după aia momentul de meditație în care relaționez cu Dumnezeu? Ce e relația și dialog cu Dumnezeu? Un monolog, adică în momentul vorbesc, El ascultă. Adică ce e? El nu-i bărbat și noi doar femei. Să asculte și noi să vorbim. Deci e foarte bună și rugăciunea scris. Rugăciunea scrisă de alt sfânt. Cu un singur amendament, să nu uităm că Dumnezeu vrea să ne audă și că glas picioarele noastre. Da? Dintre dialogurile mele cu Doamne, da. Doamne, nu prea înțeleg de ce îți place ție așa rugăciunea și să ne auzi. Și stăteam la televizor, pe, mă rog, la mama mea acasă, pe un fotoliu. Și mama avea o pisică, o birmaneză. Și birmaneza aia era foarte deșteaptă. Și din când în când vrea să iasă pe balcon, să stea la soare. Și era închis la balcon. Și vine pisica, se așează în fața ochii și se uită la mine și zice, mau, eu mă fac că nu înțeleg. Și ea, mau, și mă fac că nu înțeleg. Și ea, mau, și am dat, se ridică așa pe ușă și se lasă pe așa, și zice, mau. Și la care, bineînțeles, că i-am dat drumul. La care, Doamna, ți-a plăcut? Da. Ei, uite, așa îmi place și mie. Îmi place să vă aud vocile. Îmi faceți. Fiecare om are vocea lui. Vocea lui interioară. Pe care o folosim foarte prost. Ne certăm. Ne jurăm. Nici măcar nu știu să înjurăm ca lumea. Deci eu cum văd pe ăștia... Deci chiar nu știu să înjur. Ar trebui să le dau lecții de înjurat, mă. Deci, în facultate am învățat să și înjur. Aveam o mamă unei colegi de-ale mele care avea o colecție de înjurături. Deci, am un repertoriu bogat și în înjurături. Dom'le, dar, cum să spun eu? Dumnezeu nu-i plac lucrurile. Bă, dacă o faci o chestie, știți cum zicea Hristos? Bă, ori fierbinte, ori rece. Nu că îl zicei, mă. Bă, dacă înjur, mă, înjură-mă ca lume. Nu curca lume. Așa ești cu rugăciunea. Dom'le, dacă te rogi, facă-te, Dom'le, ca lume, mă. Nu curca lume. Sau când spui cuiva că te iubesc, spune-mă ca lumea așa. Poate simte. Cum e rugăciunea mai eficientă? Rostită sau făcută în gând? Evident că rostită. Eu am auzit în penia asta spusă de preoți că, Doamne, n-ai voie să te rogi cu cuvânt, cu voce. Ba da. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă încercați să vă rugați cu voce din suflet, o să vedeți că obosiți. Când transpui în suflet, din suflet rugăciunea aia, adevărații preoți, când ies din altar, sunt sfârșiți. Pentru că ei în rugăciunea își pun tot sufletul lor. Aia e rugăciunea adevărată. Rugăciune făcută în cuvânt din suflet. Aia se duce la Dumnezeu. Și rugăciunea de minte se duce la suflet, la Dumnezeu. Și făcută din suflet. Corect. Dar rugăciunea din suflet are altă valoare. De ce? Pentru că dacă o spun din gând, ce participă? Mental. Dacă o spun din suflet și din gând, ce participă? Mentalul și sufletul. Dar dacă o spun și din gură, ce participă? Mentalul, sufletul și fizicul. Și atunci am toate energiile care concură către și ritualul de magie neagră. Nu o să vezi pe nimeni cum face ritualul de magie neagră. Tot bosculodește baba aia lângă ulcică sau lângă șapte izvoare sau lângă foc sau lângă sobă sau unde o face aia magie. Tot rostește ceva. Pentru că cuvântul are putere sau mai degrabă cuvântul dă putere gândului, intenției prin intermediul sufletului care e pus în cuvântul respectiv. Vorbeam de masarea matută, da? Cea mai simplă formă. Păi imaginați-vă ce efect are apa. Deci, dacă un cuvânt impresionează apa, gândiți-vă câte cuvinte spuneți voi într-o zi. Și cum influențează ele câmpul vostru? Pentru că ceea ce rostiți rămâne în câmpul vostru. Tuta aia, proasta aia, idiota aia. Și asta îți rămâne în câmpurile tale. Și îți afectează structurile tale și ADN-ul tău în primul rând. Și după aia ADN-ul și structurile copiilor tăi și nu știi de ce are ăla defect. De aia, pentru că nu știu să vorbești. Zice, mă, ești bun. Dacă
ce ți iese pe gură, că aia să rămâne în structură și în suflet. Și atunci, vă dați seama cum fiecare cuvânt pe care îl scoatem pe gură ne afectează structurile în tine. Orice cuvânt. Eu, vă spun, am urcat din punct de vedere al terapiei și ajunsesem la un nivel destul de mult. Dom'le, și după aia trebuie să mă duc la sală. Și a trebuit să mă duc la sală de box. Dom'le, și nu puteam. De ce nu puteam? Pentru că dacă ai vibrație mare, nu poți să faci arte marțiale. Maestrul meu de jiu-jitsu râdea de mine. Bă, zice, tu când intri pe tatami, zici că te colegi. Zice, ce intră tot de greutate, se duce în sus. Când te duci pe tatami, se intră de greutate, se duce în jos. Eu nu înțelegeam treaba. Și ca să mă împământez, să-l vezi pe Arșanul Hammer, ascultând paraziții. Dimineața, la 8, 9. Cu geamurile închise, că mi-a lăsat. Dar, ca să-mi cobor vibrația la minus. Și am făcut-o. Am făcut-o să înțeleg. Ei, sunt muzici care schimbă vibrația la nivel de minus. Nu o să vorbim nici despre asta. Și atunci, orice gând aveți, orice cuvânt rostiți, orice instinct aveți, vă impresionează câmpuri ale voastre, ale caselor voastre, ale paturilor voastre, ale hainelor voastre, a mâncării voastre din frigider. Totul. Țineți minte asta. Data viitoare când mai rostiți un cuvânt, să știți. Ce e binecuvântare? Binecuvântare este o informație și energie pozitivă. Binecuvântarea înseamnă că îi dai din energiile tale pozitive către îndeplinirea planului omului respectiv. Îl binecuvântezi în sensul pozitiv al lucrurilor. O energie pozitivă care pleacă către acel celălalt. De asta se spune, binecuvântați animale și copii. Ăștia sunt mai fără de păcat așa. Și nu prea ei. Dar binecuvântarea presupune transmiterea unui gând bun, a unui cuvânt bun, a unei energii și informații bune, în sensul acțiunii omului respectiv. Blestemul este o energie și o informație negativă care să împotrivească acțiunii omului respectiv. Binecuvântarea este în sensul. Ardeți să înveți să folosești binecuvântarea și blestemul, pentru că mă dați seama câți oameni mă binecuvântează pe mine. Mare parte, 90% ca să-ți măsuram. Dom'le, dar 10% toți sunt împotrivă. E, ăia 10% emit o energie. Până și energia asta poate să fie, la un moment dat, folosită în sens pozitiv. Importanța binecuvântării părinților, a duhovnicilor, a maestrilor și a soților între ei. E foarte importantă. Păi de ce? Părinții sunt în noi, prin intermediul subpersonalităților materne și paterne. Deci dacă părintele nu este de acord cu ceea ce faci tu, în momentul respectiv ți se va opune și tot ceea ce faci tu să dărâmă. De asta e foarte importantă binecuvântarea părinților. Domnule, trebuie să te rogi de ei. Domnule, binecuvântarea de ei. Lasă-mă să fac ce vreau. Te rog eu frumos. Uite așa cred eu că e bine la... Încercați să nu vă opuneți părinților, pentru că e foarte greu. Nu întotdeauna părinții înțeleg ce vrei să faci. Corect. Tata era împotrivă când m-a dus și la arte marțiale, a fost împotrivă și când m-a dus în mănăstire. Deci, pentru că el nu a înțeles parcurs. Nu că era rău. Nu, era bun. El avea altă idee asupra realizării unui om. El credea că un om trebuie să realizeze cu totul altfel decât am făcut-o eu. Și atunci, evident, el, fără să vrea, mi s-a opus. Singurul moment în care mi-a fost aproape și am simțit-o, a fost medicina. Când am intrat la medicină și am terminat anul întâi, atunci l-am simțit că e cu mine. Dar în rest, tot ce am făcut. Nu credea în ceea ce fac. Evident, soții între ei, sau părinții față de copii, v-am zis, super solidaritate. Păi dacă părintele se opune tot ceea ce face fetei, nu-i va sta împotrivă? Dacă mama se opune ceea ce face băiatului, nu-i va sta împotrivă? Binecuvântarea este valabilă și între soți și soții. Dacă un soț vrea un lucru și altul nu vrea, să duce pe apa sâmbetei tot. Deci eu, la un moment dat, mă rog, în prima mea casă, nici soția mea nu era de acord cu ceea ce fac eu. Și am avut ales între a ajuta oamenii
Și a rămâne casnicia respectivă. I-am zis foarte clar, eu nu sunt de acord ca tu să faci exorcizări. Clar. Și atunci n-am decât o soluție să plec. De ce? Pentru că în momentul în care am încercat să fac o chestie de genul ăsta fără să fie ea de acord, am avut un caz în care, într-o exorcizare, în care tipa respectivă mi-a deschis gazele. S-a dus și a deschis gazele la casă. Nu, că n-au aprins nimic. Să ne-am putut în ea. Adică de-astea, de John Hitchcock. Așa că vă spun din propria experiență. Binecuvântarea este valabilă și în cazul soției, în relație extraconjugale? Absolut da. În relațiile extraconjugale, la un moment dat se produce unirea sufletelor. Da? Ei, dacă femeia de lângă tine nu este de acord să faci un lucru, nu o să poți să-l faci. Dacă soțul de lângă tine nu este de acord să... Bărbatul de lângă tine nu vrea să faci un lucru, nu vrea putea să faci. Pentru că îți pune frână prin tine. Care acces la sufletul tău? Sufletele se unesc într-o iubire. Și atunci ai soluția să pleci. Mai sunt și altele, nu vreau să vorbesc despre asta. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă și veți aprinde cărbun pe capetele lor. Ce înseamnă? Da, asta a fost rostită de Mântuitorul, apropo de blestem. Pentru că, mă rog, evreii se cam blestemau între ei și ați văzut că satira e plină de blestem. Ideea este că blestemul, v-am zis, este o energie care vine peste tine. În momentul în care tu îl binecuvântezi, atunci toată energia se duce înapoi. Deci eu nu trebuie să fac mare lucru. E destul să binecuvântez o persoană care îmi dorește răul. Să întoarcă rău. Nu trebuie neapărat să-i fac rău. Eu mai fac rău didact. Sau, mă rog, nu se poate altfel. Dar altfel, nu am problemă să binecuvântez și nu am problemă să sublimez energia și să transfer într-un sens pozitiv pentru mine. Simpla binecuvântare a unei energii negative poate să transforme într-una pozitivă? Absolut da. În momentul în care te blesteamă cineva și prin Reiki și poate să fie sublimată prin rugăciune, prin post, prin orice, această energie poate fi sublimată în sens pozitiv. Păi, e foarte simplu. Vine o energie negativă peste mine, da? Am două soluții. Mă opun sau mă înglobez. Dacă înglobez, nu pot să transform, să sublimez, că este o energie. Și atunci să rămână, mulțumesc. Și o transferă în sens pozitiv și atunci crești mai departe. Știți că ideea asta mi-a venit? Păi poate că ar trebui să punem pe... Dar cred că ne jură ăștia. A cincilea element. În al cincilea element era o chestie rea care venea către pământ. Rău. Și îl lovea cu bombe atomice. Și când îl vorbea cu bombe atomice, ăla creștea. Și m-am gândit că acum aș putea să folosesc treaba asta în sens pozitiv. Adică să dea cineva cu întuneric în tine și tu să crești așa ca lumină. Și se poate. Se numește transformarea iniană. Dar nu o să vorbesc despre asta. Care e diferența între înjurătură și blestem? Domnule, înjurătura e o înjurătură. Blestemul presupune o persoană. Înjurătura folosește cuvinte urâte. Blestemul presupune dorirea unui rău. Una este să înjuri pe cineva de mamă sau de știu eu ce, și alta este să-l trimiți undeva sau să-i dorești un rău. Că ai spune că vă du-te dracu, e un blestem, nu e o înjurătură. Că tu îi dorești să se ducă acolo. Da? Ai spune cuiva să-ți moară, să-ți dreagă, să-ți nebunești, să e un blestem, nu e o binecuvântare. Și nici înjurătură. Înjurăturile sunt înjurătură. Ce este verbalizarea și care este rolul ei? Înăuntru nostru acumulăm energie negative. În momentul în care aceste energii negative sau gânduri pozitive, negative, sentimente, instincte le scoatem pe gură, adică le transpunem în cuvinte, se numește verbalizare. Care e rostul verbalizării? Rostul verbalizării este și comunicarea, că de-aia vorbim, dar rolul verbalizării poate să fie și terapeutic. Adică prin verbalizare poți să elimini energiile negative. Spovedanie. Care este diferența între spovedanie și verbalizare? E foarte simplu.
Spovedania are două etape. Una de verbalizare și una de dezlegare. Verbalizarea e doar verbalizare. Deci verbalizarea se duce la psihoterapeut. Sau, mă rog, la un prieten. Unui prieten îi povestești ce ai pățit tu rău. Aia se numește verbalizarea unei suferințe. Sau la psihoterapeut te duci și spui ce ai pățit tu în vacanță. Cât de minunat a fost vacanța ta. Aia se numește verbalizare. Da? Dar dacă te duci la un preot și spui, uite ce am pățit la, la, la și el la sfârșit îți face rugăciune de dezlegare, aia deja are conotație de spovedanie și dezlegare. Da? Asta e diferența între spovedanie și verbalizare. Păcate. Greșeala. Spovedite la preot și plătite prin canale te absolvă de vina față de ce preot ai greșit? Nu. Nu. Deci dacă eu am dacă mă duc și îți trag o palmă. Și după aceea mă duc la păi, că bă, mai dezlează palmul ăla. Păi, tu mă ierți? Nu. El mă dezleagă de răul pe care l-am făcut, deci de demon, dar nu poate să-mi dea iertarea omului pe care l-am rănit. Și atunci iertarea omului pe care l-am rănit, nu poate să-mi dea decât omul pe care l-am rănit. Nu poate să-mi dea nici Dumnezeu, nici Hristos. Nu. Spovedania nu te absolvă de vină. Să vă ia să-l încap la ăla. M-am spovedit, gata. Să ne liniștit. Mă duc, îi dau două palme la două mori și gata. M-am spovedit și am scăpat. Nu e adevărat. Dacă nu am iertarea omului respectiv, nu pot să scap. Pentru că nu te iartă omul ăla respectiv. Lumea ce poți să te spovedești la 10 preot, nu la 1. Ce faci dacă o persoană a murit, cum îi repar, cum îți repar greșeala? Adică dacă ai greșit față de omul. Față de un om și ăsta a murit. Trebuie să știți că nu e chiar atât de greu. Pentru că noi avem impresia că există un baraj între noi și lumea de dincolo. Nu e adevărat. E ne percep mai ușor pentru noi. Dacă eu am greșit vis-a-vis de un om care a murit, simplul fapt de a mă gândi la el și a-i cere iertare, mă conectează la el. Deci ei trăiesc în lumea gândului. Lumea gândului care e în noi. Și atunci, chestia aia cu că a devenit clișeu. El n-a murit. El trăiește prin noi. Ăsta este adevărul. El trăiește în noi. În gândul nostru. În lumea gândului care e în noi. Și atunci simplu fapt de a mă gândi la o persoană care eu am greșit, mă conectez la persoana respectivă. Simplu fapt de a cere iertare la nivelul ăla, e ca și cum aș cere iertare în față. A, că el e liber să-mi o ofere sau nu, asta este problema lui. Dar eu pot să-mi cer iertare vis-a-vis de el în gând. Dom'le, dacă am greșit, iar. Și doar simplu fapt de a mă ruga persoana respectivă să mă ierte, de a-mi cer iertare, de a, eu știu, da de pomană în numele Lui, de a face diferite jertfe în numele Lui, poate să mă ajute să mă eliberez. Să-i abri lumânări, să-i dau liturghii, să țin post negru, asta ajută să mă ierte. Să, ce-am zis, să fac pomeni și asta ajută. Ați afirmat că Tatăl nostru deschide ceacră și Psalmul 22 le închide. Cum se face și de ce are cuvântul această putere? Sincer, nu știu. Adică, știu că Tatăl nostru deschide centri energetici pentru simplu motiv că oare, am văzut semn la un moment dat o chestie cum că fiecare verset conectează la anumită ceacră și automat îl deschide. Și de sus în jos pe toate. Că Psalmul 22 le închide, asta a fost o observație. Dar de ce și cum le face? Habar nu. E pur și simplu o constatare. Nu i-am găsit un mecanism. În Reiki se folosesc simboluri. Știu că activarea simbolurilor se poate face prin rostirea simbolurilor de 3 ori. De ce se activează simbolul Reiki prin rostirea numelor lor de 3 ori? Foarte simplu. Pentru că, să zicem Shokurei. Shokurei, în japoneză, înseamnă oricum. Universul nu are este sensibil la orice limbă a Pământului. Nu are probleme, deci, cu dicționare. Și atunci, faptul că spui în română sau spui în japoneză, este la fel pentru Univers, Tatăl nostru. Și atunci, dacă spui Shokurei, 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 asta înseamnă toate înțelesurile pe care le are limba japoneză, Shokurei. Și atunci, tu, de fapt, îți exprimi intenția de a se întâmpla ceea ce se întâmplă prin intermediul simbolului Shokurei. Ori gândul are aceeași putere sau ba nu. Gândul plus cuvântul are aceeași putere, dacă nu
mai mare cu desenarea simbolului respectiv. Evident că e mult mai palpabil să desenezi un simbol decât să spui un cuvânt. Pentru că noi nu avem dimensiunea puterii cuvântului. Dom'le, când spunea Hristos, voiesc să te curățești, e că dea lepra de pe oameni. Voiesc să scurg eu bubele. Cădea. Aia înseamnă puterea cuvântului. De care, pe care nu am uitat, dar pe care sper să o regăsim. Care sunt caracteristicile oamenilor care fac ca puterea cuvântului lor să fie mai puternică? Bun, n-am zis. Vârsta astrală, piec, numărul de unge, numărul de demon. Ce legătură există între cuvânt și suflet? Dom'le, cuvântul rostit e un cuvânt rostit. Dar puterea cuvântului crește în momentul în care pui suflet în el. În momentul în care spui un cuvânt din suflet, el va căpăta altă putere și altă penetrare. Și atunci e foarte important folosirea sufletului în tot ceea ce face. Un om care vorbește din suflet va avea o altă va avea un alt impact decât un om care vorbește din cap sau din gât. Da? E foarte important sufletul. Pentru că sufletul este dimensiunea noastră divină. Da? Folosirea cuvântului partorul sufletului îi dă un impact mai mare cuvântului. Ce face ca un cântăreț să fie superior altuia, chiar dacă nu are aceeași tehnică? Foarte simplu. Un interpret, cântăreț, întotdeauna un interpret de muzică, da? Un lăutat va avea alt impact în momentul în care va cânta din suflet. Pentru că sufletul ăla se duce în sufletul ăla și deschide inimile. Și automat va fi mult mai făcut. Deci e mai important sufletul decât tehnica. Evident că e importantă și tehnica. Dar în perspectivă, sufletul e mai important. Adică dacă doi oameni au tehnici apropiate, dar unul cântă din suflet, publicul va iubi tot care cântă din suflet. Clar! Pentru că se simte asta. Când un om cântă din suflet. Și îi place ceea ce face. Și transmite. N-ați văzut? Dom'le, se vrea să se transmită ceva. O ceva. Asta e valabil și la actor. Un actor care face din suflet ceea ce face, va transmite. Va transmite emoții, va transmite gânduri, va transmite instincte. Păi ia gândiți-vă cam cum ar fi un interpret al unui gangster care nu stă, domnule, sentiment niciun fior pe ceafă așa. Când apare așa. Să nu simți nimic. Un marchet. Ca cum ar fi? Să vină un dron. Așa, să te treacă așa. Să se ducă așa sângele pe ceafă. Să scadă în pantalon. Aia altceva. Oare asta ține de suflet. E foarte important sufletul în orice manifestare. Da? Mi s-a spus că sunt un mare manipulator astăzi. Dom'le, da. Eu am învățat să folosesc sufletul. Adică să pun suflet în ceea ce fac. Eu am observat ceva. Am citit mulți scriitori, da? Dar m-au atras scriitorii care au scris din viață. Jack London, Sven Hassel. Mulți. Hemingway. Dom'le, da, au scris din viața lor. Pe când alții care au scris povești închipuite, lui mama mi-a plăcut, da? Pe când alții care au scris povești închipuite, dom'le, nimic. Pentru că n-aveau suflet. Viața înseamnă suflet. Orice a trăit înseamnă suflet. Cum să zic eu? De exemplu, știți, asta un sfat așa tinerilor actori. Mie mi-a făcut să fiu actor. Dar, mă rog, am altă misiune în viața asta. Nici măcar situațiile negative nu sunt rele din viața voastră. De ce?
Pentru că ele vă permit la un moment dat să vă conectați într-un rol. Deci vreau să sufăr și să plâng. Mă conectez, domnule, la momentul ăla când a murit tata. Vreau să fiu nervos. Mă conectez la momentul ăla când l-am acertat cu iubitul meu. Mă... Și retrăiesc aia. Și asta dă veridicitatea unui actor. Faptul că se conectează la un moment care e real. Și îmbină ceea ce are el în scripte cu ceea ce a trăit el în realitate. E o formă de manipulare și actorie. Cuvintele ne afectează trupul, structura celorlalte din nou. Absolut, da. Deci da, da, da. Dacă cuvântul e în stare să schimbe structura mâncării, prin binecuvântare, dacă e în stare să schimbe structura mâncării prin farmece, pe mâncare, dacă este capabil să schimbe structura apei prin descântec, prin... Păi, aghiazma ce? Nu este apa care schimbă, structura a fost schimbată prin cuvânt, prin slujba popii? Bun. Și atunci, toate astea nu schimbă structura corpului meu. Deci dacă beau aghiazmă să am o structură, dacă beau apă, nu știu de care, am altă structură, etc. Și dacă mănânc mâncare, mănânc aia la Masterchef și se înjură și își bag și își trag, va avea altă structură și tot așa. Și în perspectivă, evident că schimbă ADN-ul. Cum ne influențează muzica pe de cele conținut în rol divers de stemne jucători proiecții? Domnule, ne influențează foarte mult muzica. În primul rând, pentru că de multe ori nu știm ce cântă acolo. Bă, ne place melodie, mai ales muzica străină, mai ales aia cu Diamonds, nu, aia cu Jean. Ei, dar multe au mesaje subliminale, multe au mesaje pe față. În momentul în care tu cânti We don't need no education. Dum, da, 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 da. Și e o mare masă de oameni și strigă în cor că noi nu avem nevoie de educație. Păi ce o să intre la nivel de subconștient colectiv la toți aia de 15, 16, 17 ani care se duc acolo? Nu s-a creat deja un program și mai vine și în toată lumea cu The Wall. Uitați! Nu avem nevoie de educație. Și după aia ne mirăm, în anul 2013, că avem 50% probabilitate la Bacău. La Bac. La Bacău? Nu știu cât a fost. La Bac. De ce? Pentru că sunt generațiile părinților care au cântat We don't need no education. Și asta se transcrie. Și rămâne la nivel de subconștient de grup. Și avem o grămadă de sociologi proști care zic că nu știu ce face așa, dar sunt atât de idioți că nici măcar nu văd ce se întâmplă în jurul lor. Iar trebuie să ocupă de chestii de genul ăsta, nu de mine. Și judecă ce fac eu. Dar au adus două. Păi. Asta se întâmplă. Asta înseamnă puterea cuvântului. Și cuvântul care cântă mai mulți în cor. Aia rămâne la nivel de subconștient personal, la nivel de subconștient de grup. Și asta se manifestă unde la cei slabi, care sunt cei mai mulți. Cei mai mulți, 90%, sunt oameni simpli, ordinari, gros. Ei afectează. Și ăștia 90%. Aia 10% oricum se duc. Păi nu-i afectează. Deci, ne afectează toate blestemele, jurăturile, proiecțiile, muzica, cântecele, manelele, toate astea. În funcție de ceea ce au ei. Ce cuvintele pe care. Foarte multe. Păi, dar în momentul în care... Am zis, mă rog. În momentul în care cânti, am dat de bani, am datorii la stat și cântă pe toate posturile de televiziune și de radio. Se creează un program negativ care se duce la nivel de subconștient de grup. Câți români au bani de dat și datorii la stat? Un cuvânt. Și nici măcar cel care l-a inventat nu-i de vină. Pentru că n-a știut. Apropo de cuvinte. Era un... am văzut un... un reportaj făcut de un tip, un grec, care fusese cântăreț rock. Și cântărețul ăsta rock vă arată. Cum cânta el. Plete. Da?
își cânta și îl compunea singur muzica. Concerte peste concerte. Și la un moment dat a luat un popă de urechi și a zis, ia vezi ce cânti tu acolo. Cum? Ia puneți tu melodiile la, în loc de 45 la 33. Și vezi ce iese. Și când a văzut mesajul subliminal pe care le băga el, care compusese muzica, la nivel de subconștient de grup, sau cum îi vedeam, a renunțat la muzica rock și a început să facă propagandă împotriva muzicii rock. Un tip care a fost rocker. Îmi pare rău că n-am păstrat caseta respectivă. Dar poate o vede și o să o putem. Mi-ar place să dau de filmul casetei rock cu mesajul lui. Și erau studiate George Michael, Queen, Elvis Presley. Sunt o grămadă de rocker care au băgat numai Metallica, nu mai vorbesc. Eu nu vorbesc de grupuri satanice. Sau de ăștia care să recunoști ca sataniști. Nu. Eu vorbesc de lucruri care au penetrare în masa largă a oamenilor. Și care au avut mesaje din astea în cântecele lor. Prin cuvânt au influențat această planetă. Adevărul și vorbele nespuse ies la suprafață. Corect. Ce te faci când forțat de împrejutări taci și tăcând faci ca celelalte adevăruri care au fost spuse după să pară minciuni. N-ai ce să faci. Până la urmă, știi, nu întotdeauna poți să spui adevărul. Nu întotdeauna ai voie să spui adevărul. Există momente când e bine să taci, există momente în care e bine să vorbești. Dumnezeu știe când e mai bine să le faci pe una sau pe alta. Acum, de bine. Știți, adevărul poate să fie folosit ca o sabie. Și există o expresie celebră. Zice, spune unui copil că nu există Moș Crăciun. Te va crede, dar nu-ți va mulțumi niciodată. Eu am întâlnit și în următoarele situații. Poți să spui adevărul cuiva ca să-l ajuți sau poți să spui adevărul cuiva doar ca să rănești. Adică, următoarea situație. El o înșeală pe ea. Vine prietena cea bună și spune, vezi că te-a înșelat. Dar n-ai nicio intenție bună. Deci nu face bine nimănui. Ea nu face bine persoanelor respective. Dorința este de a distruge. Deci adevărul poate să fie folosit și în sensul ăsta. Așa că nu știu dacă adevărul poate fi spus și trebuie spus întotdeauna. Cred că asta este la cum să spun eu, la latitudinea ta. Cum îl spui și când îl spui. Și cred că nici nu ar trebui să fie la latitudinea ta, ci la latitudinea lui Dumnezeu. Somatizarea problemelor de la nivel de sine, de suflet, se vindecă prin verbalizare. Deci, în primul rând, să vorbim ce este somatizare. Noi avem niște probleme la nivel interior, da? Problemele astea la nivel interior sunt inconștiente. Fiind inconștiente, ele se manifestă la un moment dat în plan fizic ca o formă de boală. Boș poate să fie o somatizare a unui nemulțumit interior. Bun. Verbalizarea. Descoperirea acelei nemulțumiri interioare și verbalizarea ei, adică scoaterea în exterior, poate să ducă la vindecare. Un coș este așa. Poți să ai hepatită, poți să ai cancer, poți să ai altele. Nu că ai făcut un coș. Asta era un exemplu. Da? Deci verbalizarea, da, poate să fie. Deci scoaterea în afară a unei probleme care ne macină la nivel interior, unei nemulțumiri care se iese la nivel interior, poate să ducă la vindecarea sinelui. Ce efecte au cuvintele rostite asupra propriilor gânduri și chakra? Foarte mari. Dacă vorbesc ce nu trebuie, mi se blochează chakra gândului. Dacă nu vorbesc ce trebuie și nu spun ceea ce trebuie, mi se blochează chakra gândului. Dacă cuvintele pe care le folosesc sunt greșite și rămân în structurile mele, energia, informația și energia respectivă, automat poate să-mi strice câmpul. Mi le distruge. Efectiv. Câmpul este o energie pozitivă, care mă înconjoară ca un balon și mă face impenetrabil răului. Răului care poate să fie fizic sau poate să fie un rău energetic. Bun. Spiritual. Dacă eu folosesc greșit cuvântul și rămâne și se adună în gândurile mele, în câmpurile mele, automat mă face vulnerabil energiilor exterioare.
Deci, noi, prin cuvintele noastre pe care le folosim, putem să ne facem slabi, astfel încât să fim mai ușor penetrați de energiile negative. De asta rugăciunea este una dintre cele mai bune forme de protecție. De ce? În momentul în care mă rog, voi ziceți, Doamne, vine în minte tot felul de gânduri. Dar eu continui să mă rog. Și vin altele. Și continui să mă rog. Și vin altele. Și așa. La un moment dat, alea pleacă. Și în momentul respectiv, cumpul meu se transformă iar într-o sferă. Da? Cum ne afectează jurămintele de sărăcie dreptul divin? Deci cum afectează jurămintele de sărăcie dreptul divin? Foarte simplu. În momentul în care eu am jurat să nu am nimic și să nu posed nimic, în momentul respectiv, eu închid calea unui lucru care vine către mine. Pentru că orice lucru pe care îl cumpăr, să știți că este un lucru care e în câmpurile mele. O mașină pe care ți-o cumpăr, e în câmpurile tale. O mașină, o casă pe care o cumpăr, e în câmpurile tale. Orice obiect pe care îl cumpăr, e în câmpurile tale. În momentul în care ai jurământul, le respingi. Și atunci ori se strică, ori nu poți să le cumperi, ori nu le ai. Și atunci jurământul sărăciei, automat, împiedică banii să ajungă la tine, dar și obiecte. Uneori obiecte de necesitate. Depinde cum ai înțeles tu sărăcia. Pentru că dacă ai înțeles sărăcia că trebuie să mergi de scurt și să fii îmbrăcat într-o cămașă, atunci sigur o să ai o pereche de pantofi care o să rupă tot timpul și când o să ai două cămăși, o să rupă. Pentru că așa ai înțeles tu că trebuie să fie. Dar dacă consider... Deci totul ține foarte mult de modul cum percep eu, la nivel interior, anumite lucruri. Pentru unul sărac înseamnă, eu știu, n-am bani să-mi iau Boeing 747. Ăla e sărac. Da? Sau pentru unul poate să fie sărac, doamne, nu pot să mă duc anul ăsta în insulele Baleare. Da? Sau pentru unul sărac înseamnă, doamne, am probleme să plătesc cheie. Da? Chestia asta de sărăcie depinde de la țară la țară. Sunt țări în care sărăcia n-au ce pune în farfurie decât cartofi. Sunt țări în care sărăcia înseamnă că îmi pare rău. Eu nu câștig decât 1500 de euro pe lună. Sunt sărac. Deci depinde de zonă. Depinde de om. Putem modifica realitatea exterioară prin cuvânt? Absolut da. Cereți. Și mi se va da. Cuvântul, verbalizarea, produce. Da? Cuvântul este manifestarea în plan fizic a unui proiect care este la nivel de gând. Deci dacă gândul este primul pas către al unui proiect, după aia vine cuvântul ca formă de manifestare în plan material. Deci când ceri și spui, Doamne, am nevoie de asta, are altă conotație decât dacă te gândești tu acolo în mintea ta. Pentru că deja e verbalizare și apare în plan material. Deci există... Eu îți dau un exemplu. Cum se realizează proiectele rei, da? Ai gând, proiect, să zicem, casă, da? Prima oară mă gândesc că vreau să fac o casă. După aia fac proiectul casei. Și după aia casă. Dar nu pot să fac asta fără să trec pe aici, corect? Așa e și în orice realizare. Proiectul ăsta poate să fie manifestat prin cuvânt. Voi cereți Universului. Dom'le, vreau să ajung... Mi-ar place să fiu un actor așa, gen... mie mi-ar plăcea. Da? Sean Connery. Așa mă văd, la 60 de ani. Conducând un Jeep de la din al doilea război mondial, o să mă îmbrac în verde, o să-mi las barba un pic mai mare, o să-mi plâng părul la scoadă și îl țin aici și îmi pun și ochelari fumului. La 60 de ani. Da? Și o să merg cu un Jeep decapotabil din al doilea război mondial pe stradă. Așa avem păsărică. Bine, nu știu dacă e adevărat. Dar așa mi-ar plăcea să mă văd la 60 de ani. Nu să umblu cu papion și cu...
Așa sunt eu. Deci putem modifica realitatea exterioară prin intermediul cuvântului. Da? Deci aveți grijă cum folosiți cuvântul. Mie îmi place de națiunile conlocuitoare când își țipă mamele la copii, bă, pușcăriașule! L-a trimis deja. Deci are locul asigurat. Dacă zice mama, băi, pușcăriaș, păi, ți-ai gur, eu îți dau un scris. Eu am auzit-o pe asta pe stradă. Unde te duci, bă, el avea 13 ani? Unde te duci, bă, pușcăriaș? Deci ăla e candidat. Peste maxim 5 ani. Se pot numi gânduri, cuvinte, acțiuni, plăți sau avans în contul karmic? Da! Deci orice cuvânt pe care îl rostești, poate să-ți creezi o karmă. Dom'le, n-aveți. Dacă nu credeți, faceți în felul următor. Dom'le, repetați așa câteva zile la rând. Mă plictisesc. Mă plictisesc. Și să vedeți că nu mai plictisiți. O bună perioadă de timp. Universul nu știe de glumă. Universul este material. Universul material este un pic. Altfel decât universul spiritual. Și nu prea știe de glumă. El funcționează după principii, după niște legi. Și dacă tu spui niște lucruri, le deteni. Dacă strigi, uite lupul, uite lupul, o să vină lupul. Principiul, femeia sau bărbatul gelos să-și face nevasta, mă rog, prostituată, e adevărat. De ce? Pentru că proiectează. Păi, zice, aia, doamnă, zice, uite, și gata așa. Bagă pus în curvă, măcar să văd cum e. Și așa se întâmplă. Proiecție. Deci, da, se poate. Ce anume poate crește puterea cuvântului tău? Cuvântul deci, vorba profesorului meu de genetică, omul de la sine însuși n-are nicio putere. Ceea ce face ca un om să aibă puterea cuvântului este sinele, am zis, și sufletul pe care îl pune în cuvânt. După aceea sunt îngerii sau demonii pe care are ca putere. Și atunci, mărind în puterea interioară, puterea spirituală, puterea de la nivel de sine, să se poate face cum cunoaște. Deci dacă eu sunt un tip cu vârsta astrală mică. Vârsta asta la mea este mică. De asta am fost ca o vânză în vânt la un moment dat. Dar am și, mi-a și permis să învăț foarte multe. De ce? Pentru că am văzut că oamenii când sunt mari au impresia că li se cuvine tot. Și atunci m-am zbătut să mă fac mare. Ca să nu mai pot să fiu făcut de alții. Și tot te mai găsești pe ceva care să te păcălească. Dar asta e partea a doua. Și atunci, având vârsta asta la mică, eu a trebuit să suplinez prin cunoaștere. Cunoașterea transcende vârsta asta. Da? Adică, cunoașterea, deci la o vârstă astrală mică, să zicem, am 5 miliarde de ani în sală. Prin cunoaștere, o să ajung la 15. Virgulă, nu știu cât are acum Universul. Și atunci, cine să mai să facă ceva? Și asta e. Bine, acum să nu credeți că nu. Am văzut și le omorâți de câini. Nu e o problemă. Dar cât timp vrea Dumnezeu să trăiești, trăiești. Deci, puterea cuvântului tău crește prin credința ta, sufletul tău, încrederea în tine, stima de sine. Am uitat. Dom'le, când știu ce spun, e clar că o să am știți, nu știu dacă e chiar stima de sine. Stați să mă mai gândesc. E și stima de sine? Sau nu e stima de sine?
Oare o fi? Oare nu o fi? Mă mai gândesc. Vă spun mâine. Păi ori știi, ori nu știi. Plus că omul te simte. Omul te stime. Problema la ora actuală, știi că știți care e? Că sunt cursuri, că așa mi-am furat-o și eu de la o anumită doamnă, sunt cursuri care te învață să-ți folosești sufletul și creează o falsă stimă de sine și vine ăla și spune eu știu și fac și dreg și pot și îți folosește sufletul. Și tu, că mi se a fost întrebarea, băi, dacă e bine totdeauna să te iei de suflet. Nu, că poți să-ți iei țeapă. Că la ora actuală se folosește programarea sufletului. Și vine ăla și sunt învățați în felul de lucru. Băi, orice ar fi, voi nu spuneți că nu știți. Voi știți tot? Și îți dă senzația că omul ăla chiar știe tot. Și pe banul meu parcurs când îi spui, da, asta. Și după aia îți dai seama că dragă, drăguțul e prost. Dar când a venit, e coborul de cer. Numai că asta nu durează mult. În timp îți dai seama de calitate. Dar îți trebuie timp. Știi cum e și cu obiectele aurite? Nu se coclezi din prima. Că ar fi bine. Se coclezi mai târziu. Ți-ai văzut că ți-ai luat țeapa de la ăla pe drum. Deci, stima de sine. Stima de sine care vine din cunoașterea mea. Cunoașterea de mine. Știu foarte clar cine sunt în univers. Știu foarte clar care e locul meu. Locul meu nu poate să mi-l ia nimeni. Nici ăla, nici ăla. Dacă vrea Dumnezeu, acum ești aici, acum ești în partea altă. Știți cum zicea Toma Caragiu? Ca în tenis. Asta ține de Dumnezeu. Dar eu știu foarte clar cine sunt. Indiferent de ce situație, tu să fii foarte clar cine ești. Și asta se produce în timp. Stima de sine se produce prin depășirea limitelor personale. Ți-e greu să faci un lucru fără. Tremur când tremură carnea în tine, că eu m-aș băga într-o groapă cu șerpi. Doar dacă știu că nu mă mușc, mă bag. Chiar dacă tremur, mă duc. De ce? Să trec de aia. Dar așa sunt eu. Dar asta te face să crești. Am văzut un film. Și ce-i drăguț, am văzut un film aseară. Se numea Lebăda Neagră. Da? Bun. Ce-i drăguț este că eu am văzut-o pe actrița aia jucând rolul de boxeriță profesionistă. Și acum a jucat în Lacul Lebedelor. Păi, aia înseamnă artă. Dar ca să faci asta, trebuie să o faci la nivel de profi. Pe amândouă. Și una și aia. Și să fii bună și în una și aia. Aia înseamnă bă. Dar dacă nu le fac, de sus nu-ți dă Duhul Sfânt. Eu sunt convins că nu era nimic de la Duhul. Că s-a dus și s-a antrenat cu boxeri și s-a sărit coarda și și-a luat pumn din cap și ca să vadă cum e. Și sunt convins că a stat pe poante, că a avut dureri și a rupt unghiile și toate alea ca să facă balet. Dar asta presupune trăire. Limitele mele, e dacă eu știu atât, atât sunt. Dar dacă știu și asta, mai știu și asta, mai știu și asta, păi sunt atâta. Și omul simte. Te simte dacă știi. Iar calitatea, fără asta și fără cunoaștere, e ca talentul fără muncă. 99. E muncă. 1% e talent. Da? Deci, sinele, sufletul, evident, Dumnezeu. Dacă se manifestă Dumnezeu prin tine, ai altă putere decât dacă te manifesti tu pe tine. Evident, nu? Și asta e valabil în orice. Dacă ești cu Dumnezeu, ai altă manifestare decât dacă ești tu singur. Rostirea cuvântului eu este o formă de exprimare a egoului. Cum putem să evităm? Eu nu știu, eu folosesc eu. Mă întreabă toată lumea de ce folosesc eu. Eu înseamnă iubirea omului. E un nivel spiritual.
la care ajunge cineva. Și pe care, mă rog, și că teoretic aș avea voie să-l folosesc. De asta nici mie nu-mi place eu. Și încerc să le evit. Mine, eu. Atunci, corect este, nu e a, eu vreau asta. Eu aș dori asta. Aș dori asta. Adică, ideea este să ajung să... Eu niciodată n-am făcut. Eu. Asta e o dovadă a ego-ului. Și încercați să le evitați. Bun. Să știți că a fost o temă lungă. Sper să vă fie de folos. Mie mi-a plăcut tare mult, pentru că mie îmi place cuvântul și îmi place să mă joc cu cuvântul. Și am înțeles importanța cuvântului când eram mic. Când eram mic, aveam eu vreo 12-14 ani și aveam un băiețel care venea să joace pe acolo, pe la noi, pe la curte la țară și la un moment dat s-a înțepat și a ieșit o picătură de sânge. Și eu am zis, o să-ți iasă mațele. Deci n-am putut să-l potolim. Până când nu i-am spus, băi, dar uite cum se iasă mațele pe acolo. Mațele sunt mari, nu ai văzut că sunt de mari. Cum se iasă pe găurică? Păi, uite, mi-am dat sânge la fapt. Și atunci mi-am dat seama că folosirea cuvântului e foarte periculoasă. Și evitați programările negative. Mie nu-mi place să vorbesc cu oamenilor despre viitor. Pentru că e o formă de programare. Viitorul poate să fie oricum. Și viitorul poate să fie schimbat. Și mai ales de unii care știu. De multe ori, când eram eu mai mic, îi așteptam pe preoții mai bătrâni să spună ceva despre cum va fi în viitor și făceam pe dos. Făceam așa pe lângă sănătate. De ce? Ca să văd dacă se poate. Și îmi dădeam seama că mă joc. Pentru că vreau să văd dacă ceea ce spun ei este chiar un adevăr absolut și nu se poate afla sau mai există și drumuri comunale. Și nu. Nu e nimic bătut în cuie. Noi construim Universul acum. Și dacă e un film pe care să îl recomand, este Gardienii Destinului. Noi, până când ești în legile karmei, ești ca, ca pe un traseu, ca pe un linie de tramvai pe care ești obligat să mergi. Dar de la un anumit nivel încolo, pagina ta este blancă. E albă. Și acolo poți să construiești tu. Abia atunci începe greu când începi să construiești tu. Și nu știi ce să faci. Asta este problema nu a îngerilor, a celor care nu mai au karme și care pot să facă orice vor, care vin din cel mai. Îngerii sunt programați, știu foarte clar ce au de făcut, de obicei, dacă nu fac pentru ei. Dar oamenii care vin, eu știu, extraterestri, deci vin de pe alte planete sau cei care au valori mari și pot să facă orice, habar n-am ce să facă pentru că ei pot să facă orice. Și nu știu să-și facă un program. În momentul în care m-am eliberat de legile karmică, te trezeai dimineața și știai, trebuie să mă duc acolo, 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 aia se numește legile karmică. Da? Te trezești și de ce fac azi? În momentul respectiv trebuie să înveți să-ți faci un program. Dom'le, îmi iau pe foaie de hârtie. Ce mi-ar place mie să fac? Asta, 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 asta. Ce mi-e benefic mie să fac? Asta, 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 asta. Când pot să fac asta? Acum, da. Și atunci îmi fac o organizare în viața mea. Da? Învățați-vă să vă organizați viața, pentru că e scurtă și trece repede. Viața e grea, dar nu vă speriați, zicea o vină mea, trece. Nu am auzit pe nimeni să... să fi rămas. Bun. Cam asta pentru astăzi seara. Aveți grijă cum folosiți cuvintele. Cuvintele construiesc, cuvintele dor. Cuvintele rănesc sau vindecă. Încercați să nu folosiți cuvintele ca să răniți oamenii. Că trece greu. Bine. O seară bună. La revedere.